Să știți că momentul de Crăciun ne-a ieșit excelent. Toată lumea a fost foarte mulțumită de emisiunea aceea. Și uitați-vă că în momentul ăsta suntem aici și facem și Revelionul la TVR. Hai! Păi vă las, mă, poe, dar hai un pic mai pe motivațional, hai să fie bine, hai să tragem tare! Tu trebuie să ne motivezi, că tu ești liderul. Un lider e un conducător care te face ca tu, unde ești tu, tuturor ne e mai bine. Vlad, dacă ești în mijlocul unui vis, du-l până la capăt și nu lăsa pe nimeni să te trezească, chiar dacă întârzi la servici. Adică așa? Poe, ce faci, mă, iar ești cu like-urile? Ți-am spus că eu iau like-uri. Dacă vrei să iei și tu like-uri în viața asta, vino să faci o poză cu mine, ți-am mai zis. Hai, mă, mă lași. Băi, Poe, nu că vreau să spun, dar... cel puțin în cazul tău, ca să încep fiecare zi cu dreptul, eu cred că tu ar trebui chiar să-l ai. Cristina, tu cum ești? Cristina, aia e magie. Pe bune. Ai jucat foarte bine de Crăciun. Deci momentele tale chiar au fost foarte apreciate. Nu glumesc. Hai, mă lași. Păi vă las, mă, dar Cristina, vezi că în viață, în general, ca să fii plăcută tuturor, nu trebuie să pupi în fund pe oricine. Bine, nu chiar pe toată lumea. Magda unde este? La aeroport. Magda încă nu a venit? Ajunge și imediat. Hai, Doamne ajută, hai să ajungă, hai, hai că suntem artiști, hai că facem artă. Facem artă cu sufletul, n-avem nevoie de bani. Păi și cum facem boss, că pe mine mai afară. Și cafeaua mea? Bine, avem nevoie de bani. În fine, una peste alta, hai să facem un lucru, da? Lăsăm în urmă trecutul, ok? Ne gândim doar la viitor, să nu mai întoarcem capul, să nu mai întoarcem... Haide, cap. Haideți, haideți să mergem. Vreau să știu dacă toată lumea este bine, vreau să știu dacă toată lumea este ok, vreau să știu dacă seara asta va fi cea mai tare seara a noastră. Da, va fi cea mai tare seara noastră. Hai, evitați consumul de sare, zahăr și... piper sau cum era, mă? Hai, hai Vlad. Hai, mergem, hai, haide. Hai Poie. Haide. Hai Cristina. Vine acum. Doamnelor și domnilor, și bine ați venit la show-ul Un Revelion de tot râsul. Pentru voi în această seară, Cristina Strecopitov, Magdalena Chihaia, Vlad Gălățianu, Cristi Poe și Marius Gheorghiu. Vă spun încă o dată, bună seara! Mulțumim și acestor fete minunate care nu au venit singure, ci bineînțeles că au venit cu această distanțare socială foarte utilă în vremurile noastre, o distanțare extraordinară, superbă, mirobolantă. Mă mândresc cu ea. Ce să... te... Și uite așa a mai trecut un an. Ce țară! Dacă Vlad Țepeș era poet, ar fi scris poezia Iarna pe suliță. În ultimii ani nu prea mai avem iarnă în adevăratul sens al cuvântului. S-or fi prins ăștia că noi românii protestăm doar iarna și-or fi anulat. Mă tot gândesc la Andra, cântăreața. Dacă iarna de frig ea face piele de găină, oare mașina ei face tabla de găină? Seara postez pe Facebook faptul că ninge ca în povești, iar dimineața dai la lopată ca robii din povești. Decolindătorii din acest an, vă spun sincer, cel mai mult s-a bucurat câinele meu ciobănesc. Bine, nu mai mâncase de o săptămână.
Am văzut pe zăpadă scris Don't pee in the snow. Totuși n-am înțeles de ce au scris cu vopsea galbenă și subțire. Ce fain e să faci dragoste și să te uiți cum ninge. Bine, nici nu avem altă variantă până nu reparăm gaura din acoperiș. Am văzut la știri că iarna asta nu au putut să treacă bacul pentru că a fost îngheț. Să stea liniștiți, că unii nu trec bacul nici vara. Anul ăsta o să-mi propun de revelion ca în 2021 să petrec mai mult timp la birou. Anul trecut mi-am dorit să petrec mai mult timp cu familia, iar din martie visul s-a îndeplinit. Vă dați seama, muncitorii de la domul din Milano au fost surprinși colindând Domn, domn, înălțăm, domn, domn, înălțăm. Zăpada exprimă puritate. Este albă ca o mireasă. Atunci când aluneci și cazi pe gheață, este ca tradiția cearșafului din noaptea nunții. Se lasă cu sânge. Apropo de zăpadă, dacă te-ai gândit vreodată cum este într-o criptă, mergi cu trenul iarna la cușetă și vei trăi pe viu senzația. Mie îmi place când ninge. Când eram mic, citeam iarna pe oliță. Anul ăsta n-am fost de acord cu vânzarea de brazi în piețe. N-am fost. Păi ce? În pădure erau gratis. Știi că este perioada sărbătorilor când intri în supermarket și auzi: da, mai deschideți, domnule, o casă! E bătaie de joc! Eu de sărbătorile astea am fost la Amsterdam. M-am întâlnit acolo cu un prieten pe care nu l-am mai văzut de 7 ani. Ce e drept, s-a cam schimbat între timp. Acum are părul lung, i-au crescut sânii. Și la mine s-a produs o situație aiurea de sărbători, că, vezi, doamne, șoriciul de porc dă dependență. Dar să știți că nu este adevărat. Uite, la mine mănânc de o săptămână și nu am nimic. La mine de sărbători, iubitul meu mi-a spus că vrea să găsească de dimineață sub brad un cadou foarte frumos. Dar vă spun sincer, m-ar fi durut spatele să stau acolo toată noaptea întinsă să aștept. Vă mulțumim! Vă mulțumim frumos! Vreau să vă povestesc faptul că pe mine pandemia m-a găsit în afara țării. Haideți, doamnelor, haideți! Haideți că și arta e o muncă, să știți. Art is work. Inițial am vrut să emigrez în Canada, dar n-am avut bani decât până în Spania, la frate meu. Când am ajuns în Spania, au fost tot felul de situații neplăcute, pentru că, băi, sunt român, mă. Sunt român și mă mândresc cu asta. Uite, de exemplu, se pare că expresia noastră, cioburile aduc noroc, nu e ok. Pentru că pe mine m-au pus să ia să le plătesc vitrina din mall. Ce-mi place la cei din diaspora este că sunt diferiți. Noi, aici, mergem la piață să cumpărăm roșii, castraveți, ardei gras. Ei merg la Piața Victoriei. Mă bucur pentru fratul meu. Chiar mă bucur. Copilul lui s-a născut acolo, să știți. Chiar l-am întrebat, bă, dar română îl învață cineva? Zice, normal. Păi noi în casă vorbim numai română, iar la școală vorbește spaniola. Zic, păi, și cu ceilalți copii cum se descurcă? E, cu ceilalți copii, în momentul în care vorbește spaniola, e normal, iar când se enervează, îi înjură în română. Păstrăm tradiția. Și în Italia, să știți, este aceeași situație. Nu recunoști românul decât în trafic. Pentru că tu crezi că îți dă prioritate, îl auzi cum spune, partire, partire, grație, și te gândești, bă, ce de treabă sunt italieni ăștia, mă. După care l-auzi în spate, ma che fai, bă, nebunule, te-ai băgat aiurea, nu vezi că e roșu? Și atunci îți dai seama că e de-al nostru, e concetățean de-al nostru. Plus că îmi plac foarte mult italiencele, mai ales italiencele din Milano. Sunt niște italience din zona Moldovei acolo, băi, brici. De asemenea, felicit românii din UK. Dacă n-ar fi fost ei, dicționarul englez avea cu măcar 200 de pagini mai puțin. Păi englezii, în orice situație, folosesc doar literele F și A și Q. În absolut orice situație și pentru orice exprimare nervoasă. Felicitări românilor! Noi am venit acolo și avem acel vocabular explicit care până acum era slab în Anglia. Am venit noi, am creat un dicționar de expresii când începem să înjurăm. În fine, m-a prins pandemia și am plecat de acolo
din Spania, exact cu câteva zile înainte. Ce drept, a fost și o situație foarte ciudată, că m-am dus la cumpărături și știți cum e, ca la noi, la piață. Erau niște spanioli de piață, obor, care vindeau tot felul de lucruri, că am trecut pe lângă ei și au început la mine cu selfie stick, selfie stick, selfie stick. Îmi dau seama că la un dat m-am enervat și le-am spus no, no, grație, că se țineau după mine. Când a venit pandemia, eu nu am știut. Iar ăștia erau tot acolo, eu ajungând în piața respectivă, iar ei atenționau oamenii și toți strigau COVID, COVID, COVID. Eu nu mi-am dat seama și tot le ziceam no, no, grație, grație. În fine, un moment mult mai aiurea a fost ăla în care a trebuit să plece soția fratelui meu în țară, iar noi trebuia să plecăm cu mașina. Vă dați seama, așa a fost situația. Am ajuns la aeroport, că urma să meargă, și în aeroport mie încurgea nasul. Ca orice român, ai un pic de răceală. Iar spaniolii m-au văzut și mi-arătau spre nas și tot îmi spuneau COVID, COVID, COVID. M-am enervat la un moment dat, vă dați seama, le-am spus no, muci, muci, aspirina romena și mâine sunt ca nou. Trebuie să știți că am avut momente nu prea plăcute cu mașina. Venind spre România, de exemplu în Austria, am avut o situație de panică. Eu nu cunosc germana și știți cum e germana. E germana aia grea, așa. A fost momentul în care ne-a oprit poliția și a început să vorbească în germană. Jur că eu am crezut că îmi dă pușcărie pe viață. Pentru că a fost situația în care omul ne-a privit și ne-a zis exact așa. Guten Tag, was mach du? Achtung, zwei, für, pizibăn. Efectiv, am crezut că luasem droguri în spate. Mi-a zis fratele meu că știa un pic de germană, stai liniștit, că ne citește numărul de la mașină. Tu zâmbești, taci și continuăm drumul. A fost fain și în Ungaria, să știți. Ce ai, mă? În Ungaria? Vecinii noștri? Păi în momentul în care am ajuns aproape de graniță, polițistul respectiv, când ne-a oprit, a început să vorbească maghiară cu noi, de parcă noi eram de acolo, din oraș. Am deschis geamul frumos, ne-a zâmbit și a început să spună ecere, secașe, ecere, 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 ecere. Eu mă uitam la fratele meu, zâmbeam ca fraier, înțelegeți? Ăla a crezut că noi înțelegem, după care și-a dat seama că noi nu pricepeam nimic. S-a uitat la noi și ne-a spus, a, ok, boss. I-am zis, ia, uite mă, zic, a început să vorbească și în română. Ne-a lăsat să trecem, am ajuns în România, ca în România. Știți câte lume era la noi, la graniță, în România? Bă, nene, vă amintiți mulțimea de la Electric Castle? E, acolo era Pandemic Castle. Au venit un grănicer la un dat la noi și ne-a spus, auziți, scuzați-mă că vă întreb, știți cam câți oameni sunt aici? Eram atât de mulți încât a trebuit să-i răspund pe măsură. Zic, eu am vrut să-i număr, dar se tot mișcă de colo-colo și nu am cum. Dar așa zic, la prima mână ar fi cam vreo 6 km. Grănicerul nu s-a prins și a continuat să mă întrebe, dar niște chinezi pe aici ați văzut? Zic, de ce? V-au dispărut câinii? Fraților, eram mulți. Băi, eram mulți de toți. Eram tot felul de naționalități. Eram români din Italia, români din Spania, români din Anglia. Eram și români din România. A fost o chestie foarte specială că la un moment dat a venit un domn polițist și a spus că trebuie să lăsăm mașinile acolo și să mergem cu trenul până la București. Moment în care fratele meu a făcut ochii mari și a întrebat, mai există tren în România? Lăsați că mai bine mergem noi pe jos la București, că oricum ajungem înaintea lui. Plus că serviciile de la noi din țară, serviciile hoteliere, extraordinare, domnule. Adică a fost un hotel acolo care a dorit să cazeze 5.000 de oameni, mărimimie, în 28 de camere. Că ne-au spus că o să ne cazeze în ordine alfabetică. Chiar l-am întrebat pe domnul dacă se poate să începem de la litera M. Om politicos, patronul, s-a uitat la mine, a zâmbit, chiar mi-a și răspuns. Nem tu, domn. Oameni buni. Una peste alta a fost o experiență plăcută, să știți. Mi-am dat seama că nu există nicio diferență între românii din diaspora și cei din România. Pentru că românii se mănâncă între ei și acolo și aici.
Așa cum balerinele trebuie să-și încălzească trupul înainte de a intra în scenă, și noi, magicienii, trebuie să ne încălzim degetele, pentru că suntem și prestidigitatori. Și am adus pentru acest moment o sfoară. O sfoară care are două capete și un mijloc. Dacă aș avea două sfori, aș avea patru capete. Dacă aș avea trei sfori, aș avea șase capete. Dar să presupunem că am o sfoară și jumătate. Câte capete ar trebui să am? Trei. Trei? Ia spune dacă e posibil. 1, 2, 3 capete și un mijloc. Știu că poate părea puțin ciudat să vedeți o sfoară la locul potrivit. Dacă ele s-ar afla aici, sfoara ar arăta mult mai bine. Așa că o să încerc să le mut ușor, păstrând mijlocul. Dar dacă vă uitați, sunt de fapt doar două sfori. Una, două. Voi face un nod la capătul primei sfori. În felul acesta vom avea o sfoară legată printr-un nod. Primul nod, prima sfoară. Fac același lucru și cu cea de-a doua sfoară. Avem acum două sfori, fiecare cu câte un nod. 1, 2. Însă, credeți că e posibil să fac din două sfori una singură cu un singur nod? Tot ce trebuie să fac este să spun abracadabra, suflu și avem o sfoară cu un singur nod. Am să vă explic cum se face, e foarte simplu. Aveți nevoie de o sfoară. Sunt sigură că mulți dintre dumneavoastră au acasă, undeva, la îndemână, probabil în dormitor, pe noptieră, câte o sfoară pusă bine. Luați sfoara, pregătiți un cuvânt magic și pregătiți-vă. 1, 2, 3 și abracadabra! Și nodul a apărut. Simplu, nu? Probabil vă întrebați ce se întâmplă dacă iau cele două capete și le introduc în jobenul meu magic. Avem cele două capete? Le punem în joben. Fiind capetele acolo, eu nu aș mai putea face nici măcar un nod. Dar dacă suflu, un nod apare. Desigur, acest nod nu l-aș putea desface fără capete, dar dacă îl fac foarte mic și suflu, dispare. Și odată cu dispariția nodului, au dispărut și capetele sforii și am rămas cu o sfoară continuă. Dar, înainte de a începe, am pus deoparte o sfoară mai mică. În felul acesta, am într-o mână sfoara fără capete, iar în cealaltă mână, capetele fără sfoară. Dar dacă iau capetele, le așez și suflu, este din nou întreagă. Băieți, ați mai legat pe cineva până acum? Eu nu. Eu da. Oh, foarte bine. Bine, până una alta, aș vrea să te îmbrac. Nu-mi place cum te-ai îmbrăcat în seara asta, așa că am adus un sacou pentru tine. Sper să-ți vină. Ia să vedem. Foarte bine îți vine. Nu-i așa că arată mai bine acum? Toată viața. Ok, și am adus și niște sfori cu care mă vezi lega. Te rog frumos să verifici tu sfoara asta mică și tu pe cea mare. Ție ți-o dau pe cea mare. E ok? Uh-huh. Ok, pentru cei care încă nu au mai legat, am să vă arăt eu cum se face, e foarte simplu. Întâi, legăm gâtul. Avem grijă să nu rănim partenerul și facem un nod complet. Ce înseamnă un nod complet? Un nod dublu, da? Fii și tu atent. Da, da, da. Ok, acum, Marius, vreau să faci un nod complet aici. Nu. Te rog frumos. Hai, hai. Iar tu, dă-mi, te rog frumos, foara mică. Să dau ție? Ok, da. Bun. Să vedem întâi dacă el face corect nodul. Da, un nod complet, n-ai fost atent, Marius. Cum am făcut eu la lui? Ai zis că ai mai legat. Păi da, dar mi-e rușine că știți ce o strâng. Strânge cât poți tu de tare. Foarte bine. Și acum tu, Vlad, vreau să faci un nod la mâini. Imediat. Marius, în genunchi. În genunchi, am zis. Vreau să mă înfășor cu sfoara. Apucă sfoara și înfășoară-mă prin spate, prin față. Peste tot. Exact, până la glezne. Ai grijă unde pui mâna. Păi, pe sfoară. Așa. Și acum am să te rog să faci un nod. Foarte bine. Ce mâini frumoase ai. Și tu ce picioare, drăguțe. Mulțumesc. Gata? Ok, acum sper să mai pot merge. Voi încerca să intru în acest cerc. Iar tu, Marius, mă vin însoți. Vină, te rog frumos, în spatele meu. Pe bune? Pe foarte bune. Ok, în spatele meu.
Vlad, de la tine. Așa. Am o rugăminte să ridici cercul. Încăpem amândoi. Încăpem amândoi. Ne facem nou. Ok, apucă de cerc și ridică-l astfel încât să ne acoperi complet. Ridică-l, ridică-l, ridică-l. Și acum scutură cercul. Scutură-l bine, bine și lasă-l un pic jos. Lasă-l jos, jos, jos. E în regulă? Da, ok. Ești bine, Marius? O, Doamne, ajută. Ok, să-i dăm drumul. Cercul sus. Ah! Ah! Unde pui mâna? Marius, ce faci? Cum? Ah! Ah! Nu pot să cred! Ce-ai făcut? Marius, ține-ți mâinile acasă! Nu pot să cred! Cercul jos! Jos cercul! Ce-ai făcut? Ieși, te rog frumos din cerc! Ieși acum! Cum ai făcut? Suntem... Ah! Mai dezbrăc... Trebuie să repari cumva greșeala asta. Te rog frumos să vin înapoi în cerc. Nu e de glumă. Înapoi în cerc, Marius. În fața mea de data asta, numai ce căuta în spatele meu. Și acum, Vlad, ajută-ne. Ridică cercul. Să încerc. Da, te rog frumos, ridică cercul. Ești bine, da? Trebuie să-ți repari cumva greșeala asta. Vezi că nu rămâi nepedepsit. Cercul sus. Ah! E, așa, da, Marius. Ah, ce bine. Mai jos puțin. Vreau și eu. Nu. Ah! Gata, cercul jos. Jos cercul. Și poți să te dai într-o parte? Ah, incredibil. Ai reușit. Aplauze, vă rog frumos, pentru Marius și Vlad. Mulțumesc! Marius, dacă vrei să-ți recuperezi haina, va trebui să mă dezlegi. Ok? Vlad, bine. Tu poți să dezlegi mâinile. Bine. Și tu în genunchi acolo, da. Foarte bine. Întotdeauna trebuie să aveți grijă de modelul dumneavoastră, de partener. Atunci când îl legați, îl și dezlegați, nu-l lăsați așa. Da, numai că am făcut un nod aici. Pe care nici tu nu mai poți să-l desfaci. Păi și eu cum reușesc aici? Nu știu, ai zis că ai mai făcut asta. Păi da, da, am lăsat-o legată. Serios? Da, gata. Și la gât? Haide că mă distrug la gât. Ok. Ha, ce bine mă simt. Acum îți poți lua haina înapoi. De frumoasă ești astă seară. Hei! Bine vă regăsesc! Tot în casă? Tot în casă? Mâncați, beți! Ce frumos! În situația de față este foarte bine că aveți cu ce. Ce mult mă bucur să vă revăd. De fapt, să mă revedeți. Trecerea dintre ani se spune că este foarte importantă. Și de asemenea, este foarte bine să porți lucruri noi. De aceea eu oscilez între mască și pijama în situația actuală. Mă bucur atât de mult să fiu în mijlocul vostru. Apropo, dacă dorește cineva să fie în mijlocul meu, eu nu refuz. Totul s-a închis în ziua de astăzi. Cafenele, cluburi, mall-urile s-au închis. Numai eu am rămas deschisă. Și farmaciile, dar măcar ele fac bani. În schimb, eu sunt deschisă la orice tip de relație. Să știți că sunt singură și vă rog frumos să nu mă criticați, pentru că... La câtă sărăcie o să fie în România în perioada următoare, o să vedem tot mai multe femei care se căsătoresc din dragoste. După ce că totul este închis în perioada aceasta, e bine totuși că magazinele sunt deschise. În schimb, să știți că este o mare problemă cu magazinul din fața blocului meu. Scrie obligatoriu 3 persoane odată. A trebuit să stau să aștept jumătate de ceas până au venit celelalte două. Plus că la mine, de exemplu, moșul anul acesta nu a venit. Dar am primit scrisoare de la compania aeriană că nu mai zboară nimic. Așa că m-am gândit să mă reorientez și să mă căsătoresc. Vreau și eu un om simplu, care să aibă casa lui. Bine, să aibă o casă mare și să fie a lui. Un om care să mă iubească. Nu. Mai bine să aibă o casă mare și să fie a lui. Și să avem și noi așa de toate în casă. Cum are orice familie din România,
după ce emigrează în Canada și ajunge să aibă tot ce își dorește. Ah, visez! Visez și eu la un senator! La un om politic! De fapt, o persoană politică, nu un om. Cum este, de exemplu, domnul Gheorghe Hagi. Bine, el nu e om politic, dar măcar e om. Ce frumos! Ce frumos i-ar sta unui senator lângă mine. Eu să stau și să nu fac bani și el să stea pentru că așa face el bani. Da, dar rar întâlnești un senator la low cost. Nu, acum serios. Nu există, domnule. Dacă e acolo, înseamnă că nu a mai fost votat. Deci e sărac. A devenit un fiu al poporului. De unde bani de business class. Dar visez să mă ia și pe mine un senator așa. Să... Da, da, unul care să dea legi și pentru femeile discriminate. Sunt atâtea femei discriminate în ziua de astăzi. Nu, serios acum. Sunt judecate pentru că își fac operații estetice. Oh, dacă Dumnezeu nu le-a dat, le dă Domnul din Senat, nu? Vai, dar visez și eu așa la un senator. Ah, unul din ăla care să... Nu, acum serios. Nu, dar chiar credeți că noi vrem? Credeți că noi vrem să purtăm silicoane și botox? Nu, nu vrem. Dar ne este și nouă... Ne este rușine de celelalte femei. Când ajungem în Maldive, când ajungem în Coasta de Azur, în Tenerife. Știți cât de greu este să stai lângă senatorul tău fără pic de botox pe buze, să ieși tu un pic în evidență? Este foarte greu, să știți. Unele dintre noi chiar plângem în camera de hotel în Maldive. Da, da, în camera aceea de 7 stele, luxoasă, cu vedere la mare, plătită de senator, normal. Este foarte greu să mergi pe plajă fără sâni. Nu, serios acum. Adică tu să ai, dar să n-ai. Oh. Da. Da, acum serios. Ce imagine îți faci tu în fața celorlalte femei? Păi nu, cum reprezinți tu România? Nu, așa naturală nu se poate. Bine, acum, sincer să vă zic, eu cred că m-a cam luat valul un pic așa. Și uite la ce mă gândesc eu, dragă. Eu momentan visez la senatori. Mă gândesc la Maldive și alte. Dar să știți că și lor le este greu. Și senatorilor le este foarte greu. Mai ales în perioada asta, când sunt petiții peste petiții. Știți că chiar acum de sărbători s-a dat o petiție pentru interzicerea petardelor. Dar de ce, domnule, de ce? Ele nu sunt oameni sau ce? Acum vreau să vă mulțumesc frumos că m-ați revăzut. Și aș avea și eu ceva de spus pentru prințul meu care sper că mă va căuta. Demachez.
Deci, camera 1 vreau un pic mai strâns, da? Camera 2 e pornită? Să meargă și camera 2. Deci, între camerele 1 și 2, da? Suntem în direct? Bun. Dragi români, vă salut! Voi m-ați ales, ales gut. Eu am venit din Sibiu, președinte să vă fiu. A plecat mai an bădița Traian și-a mers între Prut și Nistru, poate ajunge prim-ministru. Dar asta se va întâmpla dacă Maia s-a îndura și în Republica Moldova să-l țină tot la prova. Dar, fiindcă a trecut un an greu precum un bolovan, vreau să vă urez de bine pentru anul care vine. Deci, aș vrea să aveți parte de realizări importante. Virusul hain și rece, cât mai repede să plece! Mă iertați, m-a luat puțin valul. Și la vreun festival fain să cânte Kraftwerk, Rammstein, iar noi să-i aplaudăm fără să ne distanțăm. Și ar mai fi important să mâncăm la restaurant. Nu afară pe terasă, ci înăuntru la o masă, cremvurst și salam săsesc. Din inimă îmi doresc. Și aș mai vrea foarte mult președința să-mi o mut. Cotroceniu să-l schimb poate cu a neamțului cetate și să meargă ca pe roate încă 100 de mandate. Ia mai îndemnați flăchirăn și sunați din zurgăliră-n să se audă peste virăn. Hăi, hăi, răn! Dar să lăsăm deoparte versurile. Bună seara, dragi români, atât vouă care ați avut curajul să rămâneți în țară, cât și celor care ajutați PIB-ul României trimițând bani rudelor. Vă mulțumim, dar impozite tot vă luăm. Știm cu toții că a fost un an greu. Sărăcia a atins cote maxime. Sunt oameni care trăiesc luni în șir fără Facebook pentru că nu au bani să-și încarce cartelele ca să aibă net. Cerșesc Wi-Fi. Wi-Fi gratuit nu se mai găsește. Cam închis restaurantele și birturile. Apropo, de când le-am închis, Băsescu a intrat în depresie. M-a sunat. Nu i-am răspuns. Așa sunt eu obișnuit, să nu prea răspund. Dar să revenim la rețelele sociale. Pe Instagram este jale. Sunt fete care nu-și mai fac poze. Nu mai pot arăta celorlalți adevărata lor față. Fetelor, noroc cu măștile, că bani de rimel va mai rămas. Știu, în această perioadă am exagerat foarte tare cu distanțarea socială. Ce-i drept, cel mai mult a exagerat naționala de fotbal a României, care n-a jucat deloc. Marian, pe ce loc am terminat în grupă? 3. Locul 3. O performanță negativă. Nu mai fiți geloși pe cei care au bani. Cunosc foarte mulți oameni în România
care, deși sunt bogați, sunt niște oameni de 2 lei. Însă vine iarna. Nu vă mai dați mari pe conturile de socializare. Nu mai puneți aragazul în sufragerie pe post de șemineu. Sunteți supărați că vă ținem în case. Noi vă ținem. Ieșiți. Ieșiți dacă aveți bani. Poate că nu vorbesc eu prea repede, dar când vine vorba de vrem o țară ca afară, nici voi nu vă prea grăbiți. Acest inamic invizibil ne-a adus foarte multe pierderi. Mai precis, 5. 5 vacanțe pe care le-am plătit în avans și pentru care nu mi-am recuperat banii. Bine, asta cred că știți și dumneavoastră, că doar de-aia ați venit aici în curte, nu? Sunt 3 reguli importante în curte, trebuie să știți. Spălatul pe mâini, distanțarea fizică și... mai era unul, dar l-am uitat. La partea cu masca, da, ăsta era al treilea, portul măștii. Deci, la partea cu masca, nu trebuie să uitați vorbele lui Gică Hagi, care spune foarte clar, ai, n-ai mască, trebuie să o porți. Iar cu privire la spălatul pe mâini, mă rog tare, măcar să aveți apă la robinet. Unii se întreabă de ce toți oamenii sunt suspecți de COVID. Conform maximei, cine nu e cu noi e împotriva noastră, cine nu e cu noi e suspect de COVID. Poate că unii dintre noi nu suntem pe gustul dumneavoastră, dar asta înseamnă că n-aveți gust. Deci sunteți bolnăviori. În concluzie, dragi români, rămâneți în case atâtea cât aveți. Vă urez să aveți un an. Iată venim cu urare pentru țara asta mare. Să fii vesel, sănătos, să ai gust, să ai miros. Nu mai crede în minuni, crede în tine, nu în nebuni. Să fii mai puțin răcit, să fii mai mult fericit. Să ai ce pune pe masă, să ai dezinfectant în casă, să ai mereu masa plină, să îți pui gaz la mașină. Chiar dacă schimbi doctrina, poartă mască, mei din China. Să ai multă sănătate, nu citi știrile toate. Ferește de zile rele, nu băga la păcănele, să citești, să te distrezi și să nu mai pariezi. Îți dorim să ai de toate și să n-ai dureri de spate. N-asculta în gula la toți, că unii e idioți. Dacă ești antreprenor, îți urăm un an cu spor, iar dacă bugetar ești, viață lungă să trăiești. Spală-te pe mâini mai des, cu săpun de la fines. De fapt, spală-te de tot, nu te mai da mafiot. Dacă intri în carantină, fii și tu bună creștină. Când și când să te testezi și să nu boicotezi. Dacă ieși din carantină, fii femeie, gospodină, să ai familie sănătoasă, să-ți vină nevasta acasă. Fericiți copii să-ți crească, să nu uiți să le pui mască, de-ți stau mult pe internet, scoate cablu, dar discret. Să-ți dea Dumnezeu ce vrei, nu zi 1 milion de lei, să cheltuiești cu măsură, să ai apă și căldură. Bucură-te de ce ai, că impozite tot dai. De ești din diaspora, nu uita de țara ta. Știm că vrei să dai o tură, dar să n-ai temperatură.
indiferent unde ești, român, frate, te numești. Iar la final, oameni buni, vă urăm ca din străbuni, sănătoși, iubiți, cu bani și un sincer la mulți ani! La mulți ani! Marius, aș vrea să încercăm împreună un pic de magie, ce zici? Te rog! Vreau să le arăt telespectatorilor privirea ta dură. Și acum o privire sexy de magician. De tot ce ai nevoie acum este un truc. Ok. Aici intervin eu, am adus niște eșarfe colorate. Poți să-mi spui ce culoare sunt? Roz. Foarte bine, foarte bine. Voi face un nod la capătul acestor eșarfe. Vreau să verifici că este un nod adevărat. Ești atent, da? Da. Și acum spune-mi, Marius, ai ceva în buzunarul stâng de la pantaloni? Nu. Nu? Poți să fii puțin mai aproape? Da. Îmi permit să introduc eșarfele în buzunarul tău? Te rog. Ok, luăm eșarfele, le punem la tine în buzunar, cât se poate de adânc. Așa, gata, și acum, Marius, închide ochii și gândește-te la ceva frumos. Ai în minte o imagine frumoasă? Mhm. Deschide ochii și ia să vedem la ce s-a gândit Marius. Stai puțin. Serios? Ai zis că n-ai nimic în buzunarul de la pantaloni, ăsta de unde a apărut? Și pot să spun că ai și gusturi ieftine. Nu știu ce să zic. Da, în fine, m-ai mințit. Ai spus că n-ai nimic în buzunar și totuși am găsit ăsta. Eu zic că ar trebui să te pedepsesc. Cred că voi spuneți asta. Ba da, te voi pedepsi. Iată ce facem. Am adus... Vino înapoi, ce faci? Te voi pedepsi. Am adus cu mine un pachet de cărți. Știu, o să zici inițial, cum ai putea să mă pedepsești cu un pachet de cărți? Dar nu chiar așa, o să vezi. Te rog frumos să te uiți printre ele, să vezi că sunt toate diferite. Așa, poți să le și amesteci dacă vrei. Nu trebuie să ai niciodată încredere într-un magician, mai ales dacă este femeie. Gata? Ei, nu le arăta cărțile, chiar că le-ai amestecat, să nu zică că avem ordine. Așa, poți să mi le dai. Te rog. Te rog, Marius, să alegi o carte. Alegi o carte. Ce carte vrei tu? Nu aia! Pe asta, mă. Ok, te rog frumos să arăți și publicului, o să mă întorc cu spatele. Te rog să ții minte cartea pe care ai ales-o, e foarte important. Gata? Gata? Da. Ai terminat? Uh-huh. Ok, nu uita ce carte ai ales, da? Uh-huh. Așează-o cu fața în jos. Ok, și acum, voi amesteca pachetul de cărți și spune-mi, te rog, dacă această punguță este goală. Vreau să o deschizi frumos, elegant. Arată și la cameră că este o punguță goală, privirea sexy de mai devreme. Foarte bine. Și acum, ești în regulă, da? E da. Ok, punguța. Voi introduce pachetul de cărți în punguță. Cartea ta se află undeva înăuntru. Ții minte care era, da? Da. Ok, punem pachetul în punguță. Îl sigilăm punguța și acum. Pune o mână aici și o mână în partea cealaltă și așează punguța în dreptul inimii. Ține-o cum ți-am spus eu. Orice ar fi, Marius. Nu dai drumul la punguță, ne-am înțeles? Uh-huh. Orice s-a întâmplat. Da, bun. Bun. Și acum, întrebare de 100 de puncte. Care este obiectul cel mai folosit de către un magician? Bagheta magică. Bravo. Ai o baghetă magică? Nu. No. Nu ai? Mm-mm. Nu ai nici soție? Mm-mm. Atunci înțeleg. Bine, eu am, spre deosebire de tine, o baghetă magică și am adus-o cu mine. O putem folosi în această seară, îmi permiți? Ok. Pentru că sunt femeie magician, am una deosebită și anume o șurubelniță magică. Cu ajutorul căreia voi străpunge punguța și voi găsi cartea de joc alesă de Marius. Întoarce-te puțin către mine. Nu vrei să străpungi în altă parte? Ai încredere în mine. Ok. 1, 2, 3... Ți-e frică, nu? Nu. Te văd, ai puțin emoții și transpirat. Nu, uite cum facem. Inima este cea mai importantă. Nu e așa, doamnelor? Sufletul contează. Uite cum facem. Lasă punguța mai jos. Mai jos. Mai jos. Aici este mai foarte jos. Bine. Dacă tot n-ai baghetă magică, n-avem ce răni. Ok, și acum. Voi străpunge din nou. Stai. Nu te mișca. La 1, 2, 3 și... 1, 2, 3...
ți-e frică, dai drumul punguței pentru că mă descurc și singură. Fetele se descurcă și singure, foarte multe ori, să știi. N-avem nevoie de ajutorul vostru. Și-am străpuns punguța. Am găsit o carte. Poți să-mi spui pentru prima dată ce carte ai ales? Verifică dacă întreg pachetul de cărți e în punguță, înainte de asta. Da. Este acolo pachetul, da? Și acum spune-mi ce carte ai ales. Am ales 8 de inimă neagră. Glumești? Nu glumesc. Ești sigur? Mhm. Uh-huh. Pentru că pe bagheta mea magică se află o singură carte și acea carte este 8 de inimă neagră. Ok, acesta este cadoul meu pentru tine. Acum, dacă tot te-am pedepsit pe tine, mă gândesc că ar trebui să mă pedepsesc și pe mine. Ce zici? E ok, eu te las, să știi, adică... Ok, mă lași? Da, cum să nu. Bine, dar să știi că nu pleci cu mâna goală. Uite, o să iei și lucrurile astea cu tine. Mulțumesc! Am adus niște lame de ras și am să vă arăt că fiecare lamă taie. Ață. Iată că am reușit. Spune, Marius, poți să faci și tu asta cu limba? Nici nu mă gândesc la așa ceva. Pe lângă plopii fără soț, treceam peste un zid, căci aș fi vrut să te cunosc, dar tu aveai COVID. La geamul tău ce strălucea, adesea în lumină, stăteai și ai fi ieșit și tu, dar erai în carantină. Când m-ai strigat de la balcon, credeam că tu mă vrei, însă prăjeai niște cârnați și nu aveai ulei. M-ai pus să merg la magazin să-ți iau și portocale, fiindcă tu n-aveai cum să mergi, erai în izolare. Și cât de fericit am fost să-ți fiu de ajutor, speram că o să mă lași cândva să-ți umblu la motor, că sunt mecanic priceput, mă știa anturajul. Pot să-ți redau tot înapoi, chiar și kilometrajul, să-ți schimb o bucșă, un pivot, poate chiar și o basculă, să ne uităm la un serial și să te iau la puțin câte puțin eram tot mai atras, măi, fată. Mi-ai frânt inima când mi-ai spus că tu ești măritat. Văzând că nu am noroc la femei, am zis să candidez la primărie, iar rezultatul în următoarea piesă. Se face această piesă specială din partea mea, Poe, pentru toți primarii wannabe care promit și promit și iar promit. Primăria vieții mele, tu ești tot ce mi-am dorit. Pentru tine am promis multe, am dat șpagă și am mințit. Cu o sticlă de ulei și o pungă de făină în dar, mi-au zis 100% că o să ies și eu primar. Lumea-mi scoate vorbe că eu n-am deloc servici, de unde am avut bani să iau BMW-ul la ăia mici, mor.
jale, jale, iar nu ies primar. Jale, jale, mă dau din partid afară iar. Jale, 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 sunt cam indispus. Jale, trebuie să dau bani înapoi la cei de sus. Jale, 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 iar nu ies primar. Jale, jale, mă dau din partid afară iar. Jale, 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 sunt cam indispus. Jale, trebuie să dau bani înapoi la cei de sus. Jale, dacă nu câștig alegerile doare. Afară din partid toți o să mă zboare. Și atunci o să fiu un om fără valoare. Jale, 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 jale. Dacă nu câștig alegerile doare. Afară din partid toți o să mă zboare. Și atunci o să fiu un om fără valoare. Jale, 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 jale. Jur că dacă vin la cârmă cu un asfalt și-n păpușoi, la cules când vin țăranii să nu se bage noroi. Doamne, pun asfalt până și-n cer la poarta ta. Să vină credincioșii cu mașina până la ea. Să-și facă cruce, o să-ți fac și porți de fier. În patru luni îți fac autostradă până la cer. Jale, 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 iar nu ies primar. Jale, jale, mă dau din partid afară iar. Jale, 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 sunt cam indispus. Jale, trebuie să dau bani înapoi la cei de sus. Jale, 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 iar nu ies primar. Jale, jale, mă dau din partid afară iar. Jale, 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 sunt cam indispus. Jale, trebuie să dau bani înapoi la cei de sus. Jale, dacă nu câștig alegerile doare. Afară din partid toți o să mă zboare. Și atunci o să fiu un om fără valoare. Jale, 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 jale. Dacă nu câștig alegerile doare. Afară din partid toți o să mă zboare. Și atunci o să fiu un om fără valoare. Jale, 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 jale. Aș vrea să vă dau și eu niște sfaturi de viață. Unei femei, dacă îi place să facă dragoste cu lumina stinsă, ia-o de nevastă. Înseamnă că ține cu casa. Nu ca fosta mea. Am venit într-o zi mai devreme de la muncă, am prins-o o pat cu altul și i-am spus: măi, știi că sunt băiat bun și iert orice. Dar care a lăsat lumina aprinsă la baie? Căci dacă o lăsa ea, aveam o problemă. Dar a fost el. Ce pretenții să ai de la un străin? Femeia trebuie să fie femeie și bărbatul trebuie să fie bărbat. De exemplu, dacă trebuie făcută curățenie în casă, pune piciorul în prag și dă cu aspiratorul, nu-ți poate lua nimeni plăcerea asta. Dacă vine seara și tu ai chef de nebunie, iar pe ea o doare capul, dă-i un paracetamol. Dacă e obosită, fă-i o cafea. Dacă e cald, deschide-i geamul. Dacă nici așa nu vrea, mai încearcă și mâine. Femeile trebuie luate încet. Eu unul i-am prins punctul slab soției mele. Îi place sexul de împăcare. Așa că îi căutam scandalul în fiecare seară. Aseară, în timp ce făceam dragoste cu ea, a început un cutremur. M-a întrebat: l-ai simțit? Zic: nu. Dar tu l-ai simțit? Femeile trebuie luate încet. Până la urmă o descifrez tu. Prima oară când am cunoscut-o pe soția mea și m-a invitat la ea acasă să-i cunosc părinții, am luat-o pe maică-sa deoparte și i-am spus: doamnă, să rămână, aveți o fată atât de frumoasă. Nu știu cu cine seamănă. Femeile trebuie luate încet. Ele au o capacitate de a se descurca extraordinară. Nu sunt așa cum credem noi bărbații. De exemplu, când am făcut pană, s-a oferit să fac autostopul și în 2 minute a și oprit un bărbat cu mașina. Bine, a urcat doar ea. Eu am rămas să fac pana. N-aveam cum să las mașina în drum. Femeile se descurcă. Odată eram în club și mi-am uitat portofelul acasă. Imediat s-a combinat cu altul și am băut amândoi toată noaptea. Bine, ea a băut la club, eu acasă de nervi. Femeile sunt ființe gingașe, trebuie luate încet. Dacă vrei să scadă la pat mai ușor, fă-i pe plac. Lor le place să se plimbe mult. Plimbă pe la mol, plimbă prin parcuri, pe unde îi place ei. Apoi du-o la o cină romantică, dă-i să mănânce, fiindcă dragostea trece prin stomac. După cină, mai plimbați-vă puțin să ardeți caloriile, apoi adu-o acasă. Dă-i ceva de băut, un lichior, o vișinată, că astea le place lor. Pune un serial, 2-3 episoade, nu mai mult, după care știți cum vă cade la pat? Ca un bebeluș abdomen. Femeile sunt ființe gingașe. Una dintre aceste femei gingașe este și celebra Dana Budeanu, căreia i-am scris următoarea poezie.
Măi, Daniela, tu te iei de bărbați că-s niște tute. Însă am o întrebare. Dar pe tine cine te pupă? Nu cu glezna pe afară, nu cu pletele căzute, nu țigări slim, nu poșetă, dar pe tine cine te pupă? Știu ce face un pamflet, dar bărbații soase rupte au luat-o în serios, firește, să vedem cine te mai pupă. S-o găsi vreun boschetar ca mine să știi că sute, după două, trei pahare te bagă în pat și te pupă. Bărbații-s de două feluri, ori molateci, ori sunt brute. Unul are păr pe piept, altul unghiile făcute, unul ține două ore, altul-i gata în cinci minute. Tot găsești tu vreun defect. Deci pe tine cine te pupă? Cred că ar fi totuși o șansă. S-ar putea să te ajute. Indianul talpă iute, cum te prinde, cum te pupă. Te mai lasă cinci minute, iar te prinde, iar te pupă. Îți mai dă un biscuit, iar te prinde, iar te pupă. Înțelegi tu, Daniela? Bărbatul perfect nu este. Nu-i niciunul făt frumos sau voinicul din poveste. Te-aș chema eu pe la mine, că sunt milostiv de fel. Dar am bănuiel că Dana e de fapt un Daniel. Doamnelor și domnilor, Nicoleta Voicu! Nicoleta, mă bucur că ai ajuns. Sincer, mă bucur. Eu mă bucur că v-am găsit. Tot frumoasă. Observați, da? Cât? 20? 22? Să mă uit în buletin. Okay. Nu fi indiscret. Este perioada sărbătorilor. Da, suntem pe final de an. Este perioada urărilor pentru toată lumea. Însă pentru mine este perioada felicitărilor. Aș vrea să felicit scenaristul care a făcut distribuția fetelor din această emisiune, pentru că atât de faine îs și atât de tinere că mă simt un fel de Mioara Velicu printre voi. Dacă mă uit în buletin, că de asta nu vreau să spun ce vârstă am. Și am văzut aici un Raul, așa, un... dar eu îl prefer pe Fuego, pentru că aș putea să cânt ceva de genul: împodobește, mamă, bradul și nu te-i întrista. Trandafir de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Lunca-i lungă, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat, hei, ce-am iubit s-a scuturat, măi. Că tot mai frumoasă frumos, e Moldova frumos, noastră. Evident. Trebuie să știți un lucru, că de data asta Nicoleta Voicu a venit să ne ofere o piesă de muzică populară, dar nu așa cum o știți, ci așa cum o să o ascultați. A fost o provocare pe care am acceptat-o cu multă plăcere și cred că fanii mei de pe Facebook vor avea așa un șoc. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Nicoleta Voicu! Yeah.
snicuță, cam uitat că n-o foloseai dezinfectant. Eu mergeam la apă singurică, tu nu te spălai că ți-era frică. Mulțumesc, mulțumesc! La mulți ani 2021! A fost odată ca niciodată o fetiță de 21 de ani, că dacă n-ar fi fost, nici povestea n-ar fi sunat exact așa. Într-un bloc trăia o mamă mică, era milf, dar bunicică, avea chiar și o fetică. 21. Cam virginică. Fata era din modă nouă, nu purta nici fes când plouă, iar măsai cumpăr o scufiță și spuse: măi, fetiță, hai în casă că ți-am luat o pizza și am o surpriză de la bunicuța. Uite cât de bine stă scufița, oh! O, viața mea! Și e de roșii precum garofița, se asortează și cu veverița, o să ajungi vedetă în Ibița, oh! Inima mea! Cu scufița made în China, tu vrei să ajungi ca Ina? Vezi că bunica-i bolnavă, mergi și du-i un pui la tavă. Iar scufița plecă spre bunicuța, însă în pădure îl întâlni pe vânător, care văzând cât de bine arată tipa la 21 de ani, din josul lui se auzi. Și atunci de uimire spuse: cine mi-a făcut-o mare? De zici că merg între picioare, să-mi o facă mică la loc, chiar și printr-un electroșoc, fiindcă scufiță nu mai pot. Avertizată de vânător că în pădure există un lup rău, scufița dădu nas în nas cu animalul și se sperie. Dar lupul îi zise: nu te-i speria, suntem doar noi doi, flori și ciupercuțe, n-o să-ți fac nimic, chiar dacă au... Iar scufița ripostă: toate-ți la fel, nu știi tu să fii bărbat, lupule pleacă, te dădeai mare la pat. Și o să-ți treacă. Și abia acum lupul îi spuse: toate-ți la fel, toate-ți la fel, toate-ți la fel, scufiță. Și supărat, lupul ajunse la căsuță, îmi dădu ușa de perete, o văzut pe bunicuță și spuse pendelete: bună seara, bunicu, am venit să te mănânc, chiar de ești cam atoasă, dar și eu sunt flămân. Bună seara, bunicu. Hap, hap, o mâncă lupul pe bunii, se îmbrăcă în hainele ei, se băgă în pat, iar când scufița roșie ajunse, îl privi mirată și îl întrebă: de ce ai ochii așa de mari, de ce ai urechile prea mari, te pot vedea, ce să-ți aud inima,
de ce ai unghii la picioare? Și de ce ai gura mare? Te pot vedea, scumpito, ești viața mea. Ca-i jos mereu cu viața mea. După ce o mâncă pe scufiță, lupul merse să se odihnească. Și cum vânătorul a trecut pe acolo, văzut Dihania și strigă: Lupule, cacațone, te ascunzi bine cum își ascund parlamentarul Romano averile. Dai buzna în casă ca mascații, lupule! Te tai! Pe cuvântul meu, dacă nu te tai! Și în timp ce înstăia, lupul tare mai țipa: Maestre, din minor, că o cânt în la. Ia-uzi! Fii atent ce zice aici lupul, când îl tăia pe burtă. Ia-uzi! Foaie verde, mă, răcine, mă! Cine bagi? Cine bagi forfeca în mine, mă? Astfel, dragii mei, Scufița și Bunicuța au fost salvate, iar toată lumea a strigat de bucurie fix așa. Ce-a mai urmat cu Scufița e striptăză în Ibița. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Iar dacă aici voi vă distrați, vă rog să aplaudați, măi, măi, și să strigați cu toții, hei! Care știți că sunteți gay! Felicitări, că te-ai spălat în cadă fără apă caldă, zic felicitări. Că ai mers ca erou, dai gata metrou, zic felicitări. Felicitări. Felicitări, avem masă bogată, am sărit o rată, zic felicitări. Vin în vizită fini cu 7 bambini, zic felicitări. Salariile scad, dar avem bani de braț, spunem felicitări. Felicitări, fiindcă am rezistat, chiar de ne-a costat, spunem felicitări. Pe vânt și pe ploaie, cu frig în odaie, zic felicitări. Anul care vine să fie mai bine, zic felicitări, felicitări. Dansează, române, nu sta, că viața-i frumoasă, trăiește-o-ia ta. Ai urcat o mie de scări, zic felicitări. E trenul vieții așa, el vine și pleacă, trebuie să-mi vezi ceva. Ai mers printr-o mie de gări, zic felicitări. Felicitări, nu e nicio surpriză, rezistăm la criză, zic felicitări. Pentru toate am muncit, uite așa ne-am gălit, spunem felicitări. Puse toate în balanță, încă avem speranță, zic felicitări, felicitări. Felicitări, pentru anul ce vine, ți urez numai bine, zic felicitări. Să ai o viață mai bună, ferit de minciună, zic felicitări. Suflete bogate și inimi curate, zic felicitări, felicitări. Dansează, române, nu sta, că viața-i frumoasă, trăiește-o-ia ta. Ai urcat o mie de scări,
E trenul vieții așa, el vine și pleacă, trebuie să-mi vezi ceva. Ai mers printr-o mie de gări, zic felicitări. Mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor! Vă urăm un an nou minunat! Pentru voi în seara asta au fost Cristina, Magdalena, Vlad, Poe și Marius. Vă urăm un an nou minunat, sărbători fericite, să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți și, evident, tradiționalul La Mulți Ani 2021! Mulțumim!